Domnul meu, adu-ți aminte că vei muri. Filip, tatăl lui Alexandru Macedon, învățase pe servitorul său să-l agrăiască în fiecare dimineață cu vorbele. Domnul meu, adu-ți aminte că vei muri. Așa de și seara, servitorul trebuia să-l întrebe. Domnul meu, adu-ți aminte că vei muri? Iată un lucru care ne-ar putea fi de învățătură și nouă creștinilor, căci cei mai mulți oameni așa trăiesc. Ca și când n-ar mai muri niciodată. Noi ne aducem aminte de moarte numai când boala ne doboară la pat, și abia mai răsuflăm sub greutate ei. Aduce aminte de moarte și în viac nu vei păcătui, zice înțeleptul Sirah.